Salut, sunt Ada, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. De la ora 18 în sala studio a Teatrului Odeon se pune scenă Contra democrației. Spectacolul face parte dintr-o trilogie care mai cuprinde piesele Contra progresului și Contra iubirii, fiecare dintre ele fiind formată din câte 7 texte scurte. Trilogia a fost deja tradusă în numeroase limbi și aproape 50 de regizori au montat-o în țări din toată lumea. Contra democrației a fost distinsă cu premiul Serra d'Or pentru cea mai bună piesă de teatru a anului, iar Contra progresului a primit în Franța premiul Godot pentru cea mai bună piesă de teatru a anului. La Teatrul de pe Lipscani se joacă de la ora 19 piesa Măscăriciul. Opera dramatică a lui Chekhov este poate una dintre cele mai importante fundamente ale teatrului contemporan. Cu toate acestea, este o misiune foarte delicată și grea aceea de a aborda și prelucra textele cehoviene. Cu toate acestea, Horatiu Mălele a pătruns în desișul semnificațiilor metaforice ale lui Chekhov și a sondat cu maestrie psihologia încălcită a personajelor acestuia. A rezultat un spectacol profund uman și cu adevărat comic. De la ora 20 la Teatrul Metropolis puteți urmări piesa Tartuf sau Impostorul. Aceasta prezintă o familie normală, familia lui Orgon, dezbinată de pasiunea oarbă pe care acesta a făcut-o pentru Tartuf. Lucrurile scapă de sub control atunci când Orgon hotărăște să-și căsătorească fica, pe Marian, cu Tartuf. Astfel, întreaga familie se opune și se unește împotriva celui pe care îl cred prefăcut, încercând să-l demaște. Uite, în ciuda lumii mereu să vii să o vezi. Vreau tot să turbeze, ci în cale cea mai bună e asta. Vi zilnic să-mi frecventez nevasta. Și ca să-i înfrunt mai rău, te fac un mic moștenitor al meu, de care fără vorbă și fără întârziere... Nu! Donație îți fac întreaga mea avere. Un bun amic, un frate, pe care drept ginele la leg, ca soție și ca fiu. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!